Există cercetări care arată că atunci când ești conectat cu scopurile tale, când ai un vis, ți se îmbunătățesc foarte multe dintre funcțiile mentale, emoționale, îți crește nivelul de creativitate, de exemplu, imaginația, atenția, orientarea spre resurse, riscul de depresie, de exemplu, sau alte tulburări din acestea, este mai mic. Ești mai focusat spre ceea ce este pozitiv în viață, mai degrabă decât spre ceea ce este negativ în viață. Bun găsit! Sunt Andreea Roșca, iar acesta este The Vast and the Curious. Acest podcast este susținut de Dedeman, o companie antreprenorială 100% românească, ce crede în puterea de a schimba lumea prin ambiție, perseverență și implicare. Dedeman susține ideile noi, inovația, educația și spiritul antreprenorial și este partener strategic al The Vast and the Curious. Împreună creăm oportunități pentru conversații cu sens și întrebări care ne fac mai buni, ca oameni și ca organizații. Probabil că cei mai mulți dintre voi aveți undeva o listă pe care ați scris ce vreți de la 2023, ce visuri și aspirații și dorințe și proiecte doriți să vedeți realizate. Din păcate, jumătate dintre voi ați renunțat deja, în chiar primele două săptămâni din an, pentru că 17 ianuarie este oficial ziua îngropării rezoluțiilor de început de an. Am dedicat așadar acest episod artei și științei de a ne ține visurile vii și de a le realiza. Mirela Oprea este autorul cărții Dream Management și în ultimii 6 ani a studiat psihologia și practica din spatele realizării visurilor și scopurilor care dau sens vieții. Este licențiată în științe educaționale, are un doctorat la Bologna în cooperare internațională și politici de dezvoltare și este psiholog. Am vorbit cu ea despre propria experiență și cum, într-un moment de răscruce personală, o carte simplă i-a schimbat traiectoria și viața și a trezit în ea un vis din tinerețe. Veți afla de ce ne abandonăm aspirațiile și proiectele, despre ideile greșite pe care le avem în legătură cu ce e nevoie pentru a le realiza, despre cei 5 piloni esențiali și susținuți științific care fac parte din ideea de management al visurilor și de ce să îndeplinești un vis nu ține de voință sau întâmplare, ci de un sistem. Vorbim despre o groază de idei greșite, de la vizualizare la nu vorbi despre visul tău sau trebuie să-ți fie greu și să sacrifici ce ai mai drag, dar și despre cei 5 oameni pe care trebuie să-i recrutăm în echipa visurilor noastre. Visurile noastre nu iubesc drama, nici cea personală, nici cea din jurul nostru. Au capacitatea de a ne face mai fericiți și mai longevivi. Oamenii care au scopuri, aspirații și visuri sunt mai fericiți, trăiesc mai mult și sunt mai sănătoși. Am vorbit și despre știința norocului și diferența între oamenii norocoși și cei mai puțin norocoși. Este una dintre cele mai interesante și plin de conținut conversații pe care le-am avut până acum. Sper că ascultând-o veți găsi instrumentele pentru a îndeplini ceea ce visați. Mirela, bună dimineața! Bună dimineața, dragă Andreea! Abia aștept discuția noastră despre cum să fim mai buni păstori ai propriilor noastre visuri și aspirații. Îți mulțumesc pentru ea! Îți mulțumesc și eu! Trebuie să-ți mulțumesc că sunt emoționată și onorată, pentru că sunt un mare fan al podcastului tău și un mare fan al tău, așa că sunt extrem de încântată să facem conversația asta în dimineața asta. Îți mulțumesc foarte mult! Să ne întoarcem un pic în timp, te rog frumos, ca să conturăm un pic felul în care tu ai intrat în acest subiect care se numește Dream Management. Și aș vrea să mă întorc și să te rog pe tine să preiei ideea la un moment din viața ta când spui că ți era greu și ți-a căzut în mână o carte, nu neapărat ușurică, numită The Dream Manager. Spune-mi câteva cuvinte, te rog frumos, despre acel moment. Era un moment în care eram pe val, ca să zic așa. Lucram într-o organizație internațională, aveam o echipă formată din niște oameni extraordinari, o echipă multinațională, erau probabil reprezentate circa 10 țări în echipa mea și călătoream ca nebuna dintr-o țară în alta pentru tot felul de evenimente, seminarii, conferințe, asta era mult înainte de pandemie, după cum vă dați seama. Și aceste țări erau foarte, foarte captivante, dar în același timp și provocătoare, pentru că erau în conflict, în război, unele dintre ele, între ele. Și la un moment dat călătoream așa de mult și mă încărcam cu poveri și cu probleme și cu povești foarte, foarte grele, care la un moment dat parcă mă apăsau foarte tare. Și fusesem întotdeauna pasionată de slujba mea și de ceea ce făceam. Lucram pentru o organizație non-guvernamentală în domeniul apărării și protecției drepturilor copilului.
Și întotdeauna eu am avut această sensibilitate extraordinară și o am în continuare. Sunt cofondatoare împreună cu fratele meu a Asociației Ferentari, care ajută copiii mai puțin avantajați din acest cartier. Și eram foarte, foarte prinsă în vârtejul acesta. Dar momentul în care mi-a căzut cerul în poală, ca să zic așa, a fost acela în care, colac peste pupăză, Andreea, m-am și îndrăgostit de un bărbat complet nepotrivit pentru mine. Ca să fie treaba oablă. Așa. Și mi-am dat seama că parcă nu mai eram în viața mea, în filmul meu. Și mă pierdusem. Îți mărturisesc că mă pierdusem foarte tare. Și la un moment dat eram pe un avion, între două dintre aceste țări, cum ziceam, și îmi descărcasem, nu știu cum am ajuns la cartea asta, începusem, cred, să încerc să citesc cărți din acestea de dezvoltare personală. Până nu de mult citeam doar cărți de serviciu, care mi erau folositoare pentru serviciu. Făcusem și un doctorat la Universitatea din Bologna pe tema politicilor de dezvoltare durabilă și a cooperării internaționale și citeam foarte multă literatură din asta de profil. Ei, în momentul acela am început să citesc această carte ușurică, destul de... este, de fapt, povestea romanțată a unei companii din Statele Unite în care lucrurile nu mergeau bine. Existau foarte mari fluctuații de personal. Oamenii nu voiau să lucreze acolo pentru că nu era neapărat inspirațional să lucrezi în acea companie. Era o companie de curățenie, de făcut curățenie. Și, în definitiv, al cui vis este să se trezească dimineața și pe salariu minim, pe economie, cum era atunci, să spele toată ziua, mochet, fete, toalete și așa mai departe. Și cartea aceasta povestește cu foarte multă simplitate și cu mult dar, așa, ce s-a întâmplat în acea companie în momentul în care managerii au început să se gândească, ok, ori facem ceva, ori pierdem businessul acesta. Au încercat diferite strategii, cum se încearcă și pe la noi, cu motivarea angajaților și așa mai departe, până când au ajuns la ideea, băi, oare cum ar fi să-i ajutăm pe angajații noștri să-și realizeze obiective personale, adică visuri, ca să fie un pic mai interesant. Și au creat un sistem prin care îi încurajau pe oameni să se gândească la visurile lor. Deci nu faimoșii key performance indicators, de care suntem cu toți așa de atașați în lumea noastră corporatistă, ci, domnule, care sunt visurile tale și cum putem noi, compania asta, să te ajutăm? Am angajat un dream manager, i-au zis ei. Adică cineva care să stea de vorbă, un fel de coach, dacă dorești, sau un psiholog, care să stea de vorbă cu oamenii despre visurile lor. Și am creat un întreg sistem în jurul acestei idei. Când am citit cartea aceea, am zis, în primul rând am zis, care e visul tău? Stai un pic. Tu aveai un vis la un moment dat, visul meu din adolescență, dat fiindcă mi-e plăcea foarte mult să vorbesc cu oameni și eram confidentă a tuturor colegilor mei de liceu, pusese să dau la facultatea de psihologie, ceea ce am și făcut și am realizat, dar după aceea eu visam să devin psiholog sau psihoterapeut, ceea ce n-am mai făcut și nu am mai realizat. Când am citit cartea aia, m-am gândit, ok, unde e visul tău? Ce se întâmplă? Unde ești tu în raport cu el? Și al doilea lucru la care m-am gândit, am zis, băi, ideea asta e atât de faină, încât e un păcat să rămână doar un concept de business. Ar trebui scoasă în societate. Ar trebui să vorbim despre visurile noastre tot timpul, nu numai la serviciu, oricum nu facem lucrul acesta, să vorbim la serviciu, dar hai să presupunem că am face lucrul acesta, dar să vorbim despre visurile noastre în familie, în societate, în școală, noi între noi, vecinii. Mi-am imaginat un întreg sistem în care există cluburi de dream management, adică de managementul visurilor, în toată țara. Am zis, este o resursă extraordinară. Desigur, de ce am rezonat cu această carte atât de puternic? Pentru că visul meu, propriu și personal, murise sau era pe cale, sau hai să zicem că mai degrabă îl îngropasem fără să moară cu adevărat. Îngropasem un vis care încă nu murise, era în sufletul meu, pentru că imediat m-am reconectat cu el
dar le ascunsesem foarte, foarte bine în podul meu cu vechituri. Când a fost asta? Acum asta cât a timp? fost în 2016, dacă mi-amintesc eu bine, deci acum 6 ani. Și ăsta este practic punctul de început al Da. Vieții tale așa cum arată ea astăzi, când de fapt Exact. Asta faci. E, acum asta fac. Am creat un program care așa se și numește, Dream Management, care are mai multe dimensiuni. Și acela a fost într-adevăr punctul de pornire. Scânteia, ca să zic așa. După care a fost un moment foarte frumos când cineva, fondatoarea, nu fondatoarea, ci directoarea executivă a unei organizații din București, care lucra cu copiii din Ferentari, m-a invitat să particip la un program al lor de motivare a angajaților. Și m-a invitat și mi-a zis, Mirela, tu vorbești așa de frumos, de ce nu vii tu să prezinți ceva despre tine, să inspiri angajații cu privire la experiența ta și să ne povestești ce înseamnă meseria ta și cum evoluezi în momentul prezent și așa. Și eu tocmai citisem cartea asta și am zis, dar pe cine interesează de experiența mea? Hai să vorbim despre visuri. Și am creat, așa am creionat repede, ideea unui atelier și m-am dus la organizație, erau acolo, dacă mi-am inteles bine, vreo 23 de angajați și un copil de 9 ani, copilul unei angajate care nu avea ce să facă cu el în timpul respectiv, sau nu era un copil unei angajate, era un copil dintre cei beneficiari. Și am început să îi întreb pe, adică am început acest atelier întrebându-i pe participanți despre un vis al lor din copilărie. Nu îți povestesc, nu vreau să exagerez, Andreea, cât de multă emoție s-a creat instantaneu în momentul în care oamenii s-au reconectat cu visul lor din copilărie și apoi a fost foarte firească trecerea la a discuta despre, ok, dar care sunt visurile tale din momentul prezent? Am scris un articol, pentru că mie îmi place să scriu, despre experiența respectivă și despre conceptul de dream management în general pe platforma Republica. Și, de fapt, acolo a fost momentul de cotitură pentru mine. Pentru că apoi am început să primesc întrebări de la tot felul de oameni, dar nu vrei să vii la noi în organizație. Dar hai să vorbim și noi despre visurile noastre. De fapt, tu erai într-un proces ca la carte, dacă vrei, de validare a ideii, probabil da. Fără să știi treaba asta. Da, dar dar nu erai știam. Într-un proces ca la carte de a merge pas cu pas pe calea, o să folosesc cuvântul vis, deși o putem numi, nu știu, startup. Minimum viable product. Minimum viable product și așa mai departe, da. De fapt, tu, fără să-ți dai seama, intrasei, de fapt, pe calea pe care tu o descrii în cartea pe care ai scris-o. Exact, ulterior. Da, pentru că ulterior am început să fac aceste ateliere, le-am structurat un pic mai bine când mi-am dat seama că, wow, ce interes există, ce rezultate frumoase au. Și cred că înainte de pandemie, pentru că după pandemie, evident, n-am mai făcut asta, am călătorit prin țară, prin toată țara, cu atelierul de dream management și probabil că am făcut undeva între 70 și 80 de ateliere. Wow. Și veneau în jur de 10, 15, 20 de oameni la fiecare atelier și fiecare reiterație reprezenta o oportunitate de a perfecționa modelul, de a învăța de la oameni ce funcționează mai bine ca să îi ajut să se reconecteze cu visurile lor și să aibă încredere în visurile lor și apoi să facă câțiva pași necesari în direcția aceasta. După aceea a crescut cumva natural, pentru că cineva mi-a zis la un moment dat, la Timișoara, o profesoară de la Facultatea de Asistență Socială, mi-a zis, Mirela, dar un atelier de 3-4 ore nu este destul. Trebuie să faci un curs, ceva mai amplu. Zis și făcut. După care cineva care a fost la curs mi-a zis, uite, știi, eu aș vrea să învăț să fac exact ce faci tu, adică să inspir oamenii și i-a ajut să se conecteze cu visurile lor. De ce n-ai face tu o școală de dream management? Și uite așa, apropo de pas cu pas, uite așa a crescut proiectul acesta.
Cât timp ți-a luat până în momentul în care, pentru că tu ai făcut foarte mult timp în paralel și ai rămas în organizația în care lucrai și ai făcut, ai dezvoltat și această nouă, cum să numesc, direcție, această nouă viață până la urmă, că tu ți-ai schimbat complet viața. Cât timp a durat din momentul în care ai început până când acest drum a rămas singurul tău drum? Cât ai mers în paralel? A durat și mai durează. Aha, în sensul în care în 2018 a fost un moment în care mă simțeam tot mai împovărată și mi era tot mai greu și la organizația mea s-a restructurat departamentul în care eram eu cuprinsă și atunci am zis: băi, ăsta este un semn, hai mai bine să merg pe calea mea, deși aș fi putut să aplic și am fost invitată să aplic pe alte poziții, am decis să nu fac acest lucru. Și am mers pe calea mea și deci au fost 2 ani de zile în care am mers paralel și inițial a fost un hobby pentru mine și o foarte, foarte mare plăcere pe care acest hobby îl inseram în interstițiile vieții mele, acolo unde puteam și printre picăturile care erau posibile. După care, din 2018, m-am dedicat exclusiv acestui program și, de fapt, am făcut un lucru, mi-am realizat un vis, acela de a scrie o carte. Am scris cartea despre Dream Management și așa am folosit timpul. Apoi am fost în turneu de promovare a cărții și a fost un timp extraordinar din viața mea. Dar în anul 2000, s-a deschis la aceeași organizație o poziție care m-a tentat extraordinar. 2020! În 2020 s-a deschis o poziție care m-a tentat extraordinar de tare, aceea de specialist în schimbări sociale și de comportament. Și n-am rezistat, Andreea, nu m-am rezistat, pur și simplu. Am aplicat și m-au selectat și a fost așa de haios că în momentul în care mi-au confirmat că m-au primit, am avut un moment de panică totală și mi-am dat seama că nu pot să accept un job de 8 ore, că ar fi însemnat să renunț definitiv, să renunț iarăși într-un sens major la visul acesta al meu legat de managementul visurilor. Și atunci le-am spus recrutorilor că, știți, îmi pare foarte rău să schimb jocul, dar eu aș vrea dacă puteți să mă primiți cu 6 ore. Și m-au primit cu 6 ore. Dar să vezi ce înseamnă să ceri lucrurile de care crezi că ai nevoie. Exact. A fost o luptă foarte mare cu mine însă. Deci am lucrat cu psihoterapeuta mea. intens ca să mă conving că pot să cer și după aceea o să văd dacă primesc sau nu, dar măcar să-mi exprim dorința. Am fost foarte, foarte, foarte bucuroasă că au acceptat lucrul acesta. După care, în februarie anul trecut, am cerut să mi se ofere să pot să lucrez cu 4 ore în loc de 6. Și iarăși am lucrat cu psihoterapeuta mea și cu mine însă și mi-a făcut teme și așa mai departe, dar mi-a făcut curaj să cer asta și spre surpriza mea am primit din nou. Din ianuarie 2023 o să lucrez cu 2 ore și atunci când am cerut să lucrez cu 2 ore, am fost convinsă 100% că mai până aici merge urciorul la apă și gata. Dar am fost foarte, foarte surprinsă că am fost primită din nou așa cum am putut eu. Așa încât este un proces, concluzia mea este că așa cum ne arată Herminia Ibarra în partea ei despre Working Identity, pe care o recomand cu mare căldură, ea vorbește despre tranzițiile în ceea ce privește identitatea profesională. Și că nu se întâmplă totul dintr-o dată, ci este un proces și o perioadă te afli în acest proces de între două identități. Identitatea ta, în cazul meu, identitatea mea de angajat, identitatea mea de lucrător independent sau ce-o fi, antreprenor, freelancer, cum vrei să mă denumești, și că îți cauți echilibrul între cele două. Acest lucru poate să dureze destul de mult timp. Mi se pare interesant că există o dată și aici vreau să intrăm în discuția asta despre visurile noastre și cum, unde greșim cu ele și ce spune știința.
E 17 ianuarie, ziua științific demonstrată în care visurile mor. Ziua Internațională a Morții Rezoluțiilor de Început de An. Nu, Da. se numește, de fapt, a Abandonării Rezoluțiilor de Început de An. Deci vine decembrie, momentul în care ne gândim, e un an nou, aș putea, de data asta chiar aș putea să îmi propun și să fac lucruri. Și toate lucrurile astea durează în marea majoritate a cazurilor 2 săptămâni, puțin mai mult de 2 săptămâni. De ce mor? De ce durează? Ce se întâmplă? De ce mor după 2 săptămâni visurile noastre de Da, început de an? este haios pentru că faimoșii cercetători britanici, nu-i așa, au făcut acest studiu care arată că există de fapt mai multe studii. O să citez unul dintre ele care arată că 8% din rezoluțiile de început de an sunt realizate. 8%. Restul de 92% mor. Este un adevărat genocid, dacă vrei. În lume a bunelor intenții de început de an. Și acest studiu pe care la care mă refer acum spune că 50% dintre rezoluțiile de început de an sunt date uitării până la sfârșitul lunii ianuarie. Așa că, în mod simbolic, s-a ales o dată undeva la mijlocul lunii ianuarie, care a fost declarată Ziua Internațională a Abandonării Rezoluțiilor de Început de An. Există multe cercetări care vorbesc despre motivele pentru care nu reușim să ni le ducem la capăt. Și o să îl citez pe Paul Dolan, care este un cercetător la o universitate din Marea Britanie, dar acum te rog să mă ierți, nu mi-amintesc exact care dintre ele, care a explicat la un moment dat că există trei motive, bine, există multe motive, dar eu o să mă refer acum la trei. Trei motive pentru care mor aceste rezoluții de început de an. În primul rând, spune el, și spun și eu odată cu el, că nu alegem corect aceste rezoluții. Adică le alegem la presiunea celor din jur, la presiunea societății sau la presiunea ceea ce știu eu că ar trebui să fac, că am mai încercat să fac, dar nu le alegem în funcție de, băi, mă entuziasmează cu adevărat chestia asta, eu cu adevărat îmi doresc și simt așa că stau mai drept în scaun și mă înalț numai când mă gândesc la faptul că aș putea să realizez acel lucru. Mai degrabă alegem lucruri care știm noi acolo în fundul sufletului că trebuie. Și apoi atunci, dacă alegi așa, ce motivație ai? Dacă visurile tale sunt alese în funcție de dorințele altora pentru tine sau a societății pentru tine, atunci ce motivație ai? Al doilea motiv, spune Paul Dolan, este că noi suntem foarte buni să ne stabilim rezoluțiile. Unii dintre noi fac liste cu 50, 100 de dorințe pentru anul 2020 și așa mai departe. Dar ce nu facem este să ne facem un mic plan despre cum putem să realizăm una și alta. Și Paul Dolan vorbește și de altfel și un alt autor pe care îl cheamă Peter Golwitzer vorbesc despre un concept care se numește puntea dintre intenție sau, dacă vrei, prăpastia dintre intenție și implementare. The intention-implementation gap în limba engleză. Există o prăpastie între cele două lucruri și oamenii nu prea știu cum să arunci o punte peste prăpastia asta, cum să-ți faci un mic plan ca tu să poți să realizezi ceea ce dorești. Apoi, un al treilea motiv este că ne bazăm prea mult pe voință, gata, din 1 ianuarie mă las de fumat, mă duc la sală, mănânc sănătos și vorbesc mai frumos cu copiii mei și cine știe mai câte chestii care poate fac apel la voință. Și voința s-a demonstrat științific că este o resursă finită. Adică tu ai o anumită cantitate de voință care se epuizează pe parcursul unei zile sau pe parcursul unui an. Tu nu poți să iei la nesfârșit din rezervorul cu voință și nu poți să te bazezi doar pe voință, trebuie să ai și alte instrumente cu care să operezi, pentru că altfel te epuizezi, apare burnout-ul, plictiseala sau mai știu ce. Da, e un efort continuu care trebuie susținut de-a lungul unui an sau a luni de zile, ceea ce e nerealist.
Da, Da. da. Ai vorbit mai devreme și vreau să intru puțin în toată această știință, pentru că e multă știință în spatele managementului de visuri. Și ai spus un lucru, ai vorbit despre faptul că nu știm cum să aruncăm o punte între unde ne aflăm acum și unde am dorit să fim. Și tu spui în carte că, de fapt, asta este una din principalele noastre greșeli sau așteptări nerealiste, și anume că dacă am un vis și mi-e destul de clar, visul se va întâmpla așa ca prin miracol aproape. Avem acest gen de gândire magică că dacă visăm un lucru, nu trebuie să punem neapărat niște cărămizi în viața reală pe drum. Și spui că de fapt, unul din lucrurile esențiale este să înțelegem că să îndeplinești un vis e un proces. Că de-aia l-ai numit dream management. De-aia numești manager de visuri. Pentru că, ok, te las pe tine să vorbești despre asta, despre care e mentalitatea. Da, mentalitatea este aceea a unui manager. Uh-huh. Așa cum un manager are un proiect, să zicem un manager de proiect, nu? Deci el are un proiect și el nu se bazează pe voință ca să îl realizeze și nu se bazează nici pe noroc, sau noroc, să zicem. Întâmplare. Da, nu se bazează nici pe noroc și nu se bazează nici pe lasă că o să fie bine. Mă rog, în societatea noastră uneori ne mai bazăm și pe asta. Dar are un sistem logic pe care el îl aplică ca să funcționeze lucrurile. În mod asemănător, eu am zis că trebuie să ne tratăm visurile la fel cum un manager tratează proiectul său. Acum, pentru că nu toată lumea este manager în societatea noastră, eu am creat o metodă, i-am zis eu, o metodă simplificarea simplificărilor, ca să zic așa, prin care să pot să explic foarte ușor, simplu de reținut și intuitiv la ce mă refer. Metoda aceasta se numește copil. Copil. Că poate lumea o să rețină acest cuvânt, m-am gândit eu. În acronimul copil, pentru că copil este un acronim în primul rând și apoi este și o stare de spirit, de fapt, o mentalitate, dacă dorești, dar în acronimul copil, fiecare literă este conectată la un concept științific. Ce spune știința că trebuie să fac atunci când am un vis, o aspirație pentru viața mea? Păi spune multe lucruri, dar 5 sunt esențiale. Că vine de la clarificare. Este foarte important să clarifici bine ceea ce dorești. Pentru că dacă nu, poți să te duci într-o sută de mii de direcții și să ajungi într-o sută de mii de locuri diferite. Deci să-ți clarifici ce îți dorești este foarte important și chiar să faci un proces de vizualizare. Vizualizarea rezultatului, adică al momentului, ce se va întâmpla. Să zicem că vrei să, nu știu, visul tău este să-ți deschizi o grădiniță pentru copii, că ești o mămică, ai lucrat în corporație, ai stat acasă o vreme cu copii, te-ai reîntors la visul tău de a fi educatoare, whatever, ceva acolo. Da? Îți imaginezi în partea de când, în clarificarea visului, momentul în care vei deschide această grădiniță, cum vor arăta sălile, unde va fi, cum arată clădirea, cum te îmbraci tu în prima zi în care ești acolo, cum o să arate copiii, cum sunt părinții și așa mai departe. Apoi, îți imaginezi, îți clarifici procesul prin care ajungi acolo. Ok, deci trebuie să-mi iau niște acreditări, trebuie să închiriez un spațiu, trebuie să-mi economisez niște bani. Toți pașii pe care trebuie tu să îi faci. Asta este litera C. Putem să le luăm, te rog să le luăm pe rând ca să... Am câteva întrebări aici. Prima dintre ele este legată de ideea asta de vizualizare și îmi pare rău, dar pentru mine este ceva la care ridic sprâncenele. Pentru că ideea de vizualizare există în toate aceste cărți de psihologie pozitivă dusă la extrem și nefuncțională, de genul The Secret, de genul visează și ți se va întâmpla. Adică eu nu cred în lucrurile astea și științific vorbind n-am găsit nicăieri o bază pentru ele. Deci, care-i sensul psihologic, de ce ar trebui să vizualizez ziua în care voi intra în clasă prima oară în grădinița mea și cu ce sunt îmbrăcată și ce e pe pereți și de ce?
Pentru că în momentul acela, știi, sunt și eu foarte de acord cu, și de fapt în litera O, o să mă refer la felul în care acest exces de psihologie pozitivă poate să dăuneze visurilor noastre. Dar este foarte interesant că în momentul în care noi vizualizăm o realitate viitoare, dacă ne dăm voie să facem lucrul acesta, se activează nervul optic și se comportă ca și când lucrul respectiv s-ar întâmpla aievia. Și în momentul acela îți începi să creezi căi neuronale spre direcția respectivă, dar în același timp tu ești unde ești. Și atunci începe să creeze o discrepanță în mintea ta, în creierul tău, între unde ești acum și unde vrei să fii. Și e ca și cum i-ai dat creierului tău niște semnale cu privire la felul în care trebuie să filtreze el oportunitățile din mediul înconjurător și să îți organizeze ție energia astfel încât din tot ce se întâmplă în jurul tău tu să fii focusat pe ceea ce vrei să realizezi. Deci nu este niciun fel de vudu și buhuhuhu în legătură cu asta, precum și nicio gândire magică, crede în visul tău și ți se va realiza și nu trebuie să faci nimic. Nu-i despre asta, ci este vorba despre cum, dacă îți imaginezi ceea ce îți dorești cu adevărat, creierul tău te ajută să-ți organizezi energia, motivația și să vezi din mediul înconjurător acele oportunități care sunt potrivite pentru tine. Și e ca atunci când, și acesta este un exemplu foarte banal și foarte cunoscut, că vrei să-ți cumperi un palton roșu și dintr-o dată, pe stradă, vezi toate femeile cu paltoanele astea minunate roșii, deși până atunci ți s-a părut că sunt mai paltoane negre. Dar creierul tău a început să filtreze din multitudinea de informație. De informație, exact ceea ce este relevant pentru tine. Spui, deci al doilea lucru care mi se pare important aici este legat de motivație. Tu spui că clarificarea este că visele vagi nu creează motivație. Și nu știu dacă ăsta e cel mai bun punct în care să vorbim un pic despre motivație, dar mă gândesc să te întreb cum arată motivația și care e legătura între felul în care ne gândim la ceea ce ne dorim și motivație. Acum, este adevărat că inițial toți începem cu un vis vag. Un vis așa, vai, ce mi-ar plăcea într-o zi să devin psihoterapeut, cum a fost cazul meu. Dar ce știam eu la 16 ani despre ce înseamnă să ai un cabinet de psihoterapie, să dai facturi, să fii continuu în formare și ce știam eu despre asta? Foarte puțin. Deci visurile inițial sunt vagi. Dar procesul prin care te apropii de vis, pas cu pas, și începi să înveți tot mai mult despre ce înseamnă lucrul acela, poate să genereze motivație sau poate să-ți diminueze motivația. Pentru că îți dai seama că, wow, e chiar mai mișto decât mi-am imaginat să fii psihoterapeut. Dar poți să-ți dai seama, nu e de mine, e mult prea intens emoțional și din toate punctele de vedere, hai mai bine să mă ocup eu de ceva colateral psihoterapiei, nu neapărat chestia asta. Da. Și aici o să vorbesc un pic, dacă îmi dai voie, și despre litera O. Da. A obstacolelor. Care a fost studiată, sau mă rog, eu m-am inspirat foarte mult din cercetările unei cercetătoare de origine germană, pe care o cheamă Gabriele Oettingen și pe care înțeleg că și tu o cunoști și o apreciezi, și care a scris o carte care se numește Rethinking Positive Thinking, în care ea critică exact ce ziceai tu mai înainte, Andreea, accentul acesta exagerat pus pe gândirea pozitivă. Crede și ți se va... Urmează-ți visul. Exact, urmează-ți visul și universul te va ajuta și așa mai departe. Da, toate lucrurile astea. Ea vine din Germania și ea este originară din Germania și cred că la sfârșitul anilor 80 s-a mutat în Statele Unite pentru cercetările ei, unde a fost izbită de această cultură a optimismului excesiv, a denumit-o ea. Și a zis, toată lumea zice, crede în visul tău și ți se va realiza.
Dar oare acest optimism, s-a întrebat ea, este cu adevărat benefic? Și a început să facă niște cercetări foarte interesante. Și una dintre primele ei cercetări a produs furori și a fost imediat publicată. O să descriu foarte pe scurt acest studiu. Ea a luat un grup de persoane obeze care își doreau să slăbească, să piardă din greutate. Și le-a introdus într-un program complex, de aveau, nu știu, dietetician, trainer personal, sport, consiliere psihologică, tot ce poți imagina ca să-și atingă acești oameni acest obiectiv. I-a împărțit, înainte să intre în programul acesta complex, în două grupuri. Grupul A trebuia să-și imagineze ziua minunată, extraordinară, incredibilă, în care vor fi slăbit exact câte kilograme vor fi dorit să slăbească. Cum va arăta ziua aia, ce se va întâmpla și așa mai departe. Ceilalți, grupul B, trebuiau să se gândească la obstacolele pe care le vor avea pe parcurs. Adică, când o să ieșim la restaurant cu prietenii noștri și toată lumea își comandă pizza aia care miroase îmbătător, eu ce o să mă fac? Trebuie să comand apă cu lămâie. Ce o să mă fac eu în momentul ăla ca să nu ies? Eu mi-am imaginat așa. Când iese mami din bucătărie cu boșile alea pe care numai ea știe să le facă, oare ce o să fac eu în momentul acela? Ea a arătat cu pe doveditele a număr de kilograme și așa mai departe, că cei din prima grupă, cei care își imaginează ce frumos în ziua în care voi realiza obiectivul, au slăbit în medie cu 13 kilograme mai puțin decât cei care și-au imaginat obstacolele. Deci, optimismul acesta e excesiv. Mergi înainte, crede și așa mai departe, nu i-a ajutat pe oameni. De fapt, te lasă descoperit. Te lasă descoperit. Și atunci ea a ajuns la concluzia că e foarte important atunci când ai un vis să te conectezi la obstacolele pe care să le ai și asta nu este destul. Dacă nu te gândești la obstacol, renunți. Te demotivezi, da, nu te mai apuci niciodată. Da. Exact. Dar ea a arătat că este foarte important să-ți faci un mic plan. Dom'le, când îmi anticipez că vine obstacolul respectiv, eu cum o să procedez? Ce o să fac eu în momentul respectiv? Să-ți faci acest dacă, atunci, plan. Dacă ieșim la restaurant și prietenii mei comandă nu știu ce și mie îmi vine foarte tare poftă, atunci ce aș putea să fac? Și stabilești, e ca și cum îți antrenezi creierul de dinainte, la fel ca un sportiv de performanță, care își antrenează creierul de dinainte cu privire la ce ar putea să se întâmple. E foarte interesant cum a reacționat comunitatea științifică, pentru că primul ei studiu care a demonstrat cât de periculos este acest optimism excesiv a fost publicat imediat. După care toată comunitatea științifică a zis, stai, nu așa, și următoarele ei studii au fost mult mai greu publicate. Din fericire, ea nu s-a lăsat și acum există un corpus de mai mult de 150 de studii care au reconfirmat din nou și din nou și din nou această tehnică pe care ea a denumit-o contrastul mental. Adică să pui lucrurile în contrast, să pui obiectivul pe care ți-l dorești în contrast cu obstacolele pe care le anticipezi și să-ți formezi mici strategii care să te ajute să treci mai departe. C și O din metoda copil formează împreună metoda contrastului mental. Vorbește-mi de motivație. Te întrebasem înainte să vorbești despre obstacole, de cum funcționează motivația și care e legătura între claritate și motivație și, evident, legătura între obstacole și motivație acum. În momentul în care lucrurile sunt clare, ziceam că ai două opțiuni. Ori ți se întărește motivația, și Gabriela, ori îți slăbește motivația pentru că dai seama că nu este de tine. Și Gabriela Oettingen, apropo de motivație, spune că metoda contrastului mental are un efect paradoxal, că îți întărește motivația dacă visul este cu adevărat important pentru tine sau ți-o slăbește și renunți la ea.
Și ai putea să zici, a, dar ce fel de dream management faci tu și încurajezi oamenii să-și facă, să-și realizeze visurile dacă efectul este că apoi o să renunțe la visul lor pentru că își dau seama prin metoda contrastului mental că nu au suficientă motivație ca să îi ducă mai departe. Și eu o să spun, sunt un foarte bun dream manager pentru că dacă tu renunți la un vis care nu este al tău, pentru care nu ai suficientă motivație, care nu mai, poate că nu te mai inspiră așa de mult, în momentul acela tu ai creat spațiu mental și emoțional în inima și în sufletul tău și în mintea ta ca să te poți reorienta spre ceva ce este cu adevărat important pentru tine. Și eu combat această idee care e pe toți pereții Facebook-ului cu nu renunța niciodată la visul tău. Ba da! Uneori este foarte bine să renunți la un vis al tău pentru că l-ai formulat într-o etapă a vieții care nu te mai reprezintă atunci, acum, când erai poate mai naiv, când erai, aveai mai puține oportunități, mai puține resurse. De ce să cari după tine o povară care, dintr-o etapă a vieții care nu mai este foarte relevantă? Sau l-ai formulat la presiunea poate discretă, a celor din jurul tău, a părinților care poate și-au dorit o anumită carieră pentru tine. Tu ca să îi bucuri pe ei și să-i mulțumești, ți-ai asumat, ai preluat visul lor, iar acum îți dai seama că de fapt este un spațiu gol care te seacă de energie în loc și care îți ocupă și care îți ocupă spațiul, timpul, spațiul mental și îți consumă energia în loc să faci lucruri care chiar te motivează. Exact. Noi asta da, dar e ca un bagaj de care nu mai ai nevoie. Exact, exact. Noi asta și spunem că este definiția unui vis, că un vis este ceva ce îți energizează mintea, voința, sufletul și dă resurse. Te energizează și simți că trebuie să faci acum ceva. Nu poți mâine, nu ți se... cum să zic, îți cad umerii și ți se lungesc brațele în jos spre pământ numai când te gândești la chestia respectivă, ci din potrivă. Te simți mai înalt, mai deștept. Ăsta e și un fel în care e poate și o probă bună, nu? Tu vorbești în carte despre despre a verifica emoția, dacă vrei. Exact. Exact. E asta, da, o probă bună? Da, din punctul meu de vedere, un vis, și asta este diferența dintre un vis și un obiectiv. Un vis este ceva ce simt că îți dă energie, că îți clipesc ochii, că abia aștepți să ai timp să poți să faci lucrul ăla, că abia aștepți să poți să mai citești ceva, pardon, despre asta, că este spre deosebire de un obiectiv care, da, știi că trebuie să îl realizezi, e important, dar poate că nu-ți dă chiar așa, sau poate că nu-ți dă deloc niciun fel de energie. Vreau să te mai întreb ceva în punctul ăsta și apoi să mă întorc un pic la motivație și la că insist un pic pentru că ce m-a uimit este că tu spui că motivația e o deprindere și aș vrea să ne întoarcem un pic la asta, dar înainte de ideea asta că trebuie să-ți dea energie și să-ți clipească ochii și pentru mine e... Eu am fost crescută într-o cultură și o mentalitate a lui trebuie, a disciplinei. A faptului că nu trebuie, nu că nu trebuie, că nu-i necesar să-ți placă sau să te inspire sau a sacrificiului, dacă vrei. Și văd în jurul meu că e multă... Mentalitatea asta nu e doar a mea. Și la capitolul ăsta aș vrea să vorbești un pic de această, cum să zic, concepție nesănătoasă, cum că lucrurile trebuie să fie grele și că dacă într-adevăr merită, înseamnă că trebuie să fie un sacrificiu, adică mitul Anei lui Manole. Așa este. Există foarte multe idei care nu ajută în realizarea visurilor. Una dintre ele este cea pe care am enunțat-o deja cu nu renunța niciodată la visul tău. Ba da, uneori e important să renunți ca să poți să creezi spațiu mental cu sinele tău actual, nu cu sinele care ai fost acum 20 de ani. Și o alta este cea legată de sacrificiu.
Când am început să studiez despre asta în societatea românească și am început să vorbesc cu oameni despre visurile lor, am pus o întrebare, am făcut un chestionar de cercetare la un moment dat și am pus o întrebare și am zis, ce ai fi dispus să faci pentru visul tău? Și n-am avut, nu știu, ceva așteptări. M-am gândit că, na, oamenii o să spună că sunt dispuși să muncească, să nu știu ce. Băi, mare mi-a fost surpriza când foarte mulți oameni mi-au spus chestii să sacrific. Să sacrific timp, să sacrific energie, să, nu știu, chestii din astea. Deci există ideea asta că pentru a-ți realiza un vis trebuie să te sacrifici pentru visul respectiv. Că da, e ceva extraordinar de greu, că numai cu chinuri poți să faci așa. Și atunci am început să încetez să mă uimească faptul că oamenii nu sunt conectați cu visurile lor. Pentru că cine naiba vrea să se sacrifice? Viața așa e destul de grea și complicată. De ce să mai ai un vis dacă ideea ta despre asta este că trebuie să te sacrifici pentru el? Da. În schimb, nu? În schimb, ce cred eu și ce am găsit în literatură este că drumul spre realizarea unui vis poate să fie cel mai împlinitor drum din viața ta. Pentru că te sacrifici, de fapt, toată retorica asta în jurul sacrificiului a apărut din cauza faptului că oamenii nu cunosc metode prietenoase cu creierul lor pentru a realiza ceea ce își doresc în viață. Deci ne bazăm foarte mult pe voință, de exemplu. Da, exact. Ne bazăm foarte mult pe un fel de bully interior. Ne facem noi bullying în interior. Ne certăm, ne judecăm, ne agresăm interior foarte mult. Ne forțăm cu ideea să ne împingem, domnule, acolo unde vrem să ajungem, mai degrabă decât să folosim aceste metode prietenoase cu creierul nostru. Și una dintre metodele prietenoase pe care eu le-am așezat în metoda copil, și ajungem acum la literatură, este metoda pașilor mărunți. Cu pașii mici. Metodele astea revoluționare, de gen, de luni, de la 1 ianuarie mă las de fumat, mă apuc de sport, fac aia și aia altă, cer o foarte, foarte mare cantitate de energie. Da, da, pe da. Care la început o poate că o ai, dar după aia ca să susții energia respectivă tot timpul este foarte, foarte greu. Și acum este foarte interesant ce se întâmplă în creier atunci când operezi și ai încredere să operezi cu pași mici. În momentul în care tu atingi un obiectiv sau ești pe cale să atingi un obiectiv, creierul tău îți dă o bombonică. O bombonică formată dintr-o substanță numită dopamină. O eliberează în corpul tău și se știe că dopamina împreună cu serotonina și oxitocina sunt cei trei neurotransmisători ai fericirii. Dom'le, asta generează, asta este formula chimică, dacă vrei, a fericirii. Și în momentul în care tu te apropii de un obiectiv, primești bombonica dopaminei. Primești bombonica dopaminei și când ai realizat un pas mic în direcția visului tău. Doar atât să-ți dai voie să funcționezi cu logica pașilor mici. Astfel încât tu te menții pe drumul visului tău cu tot felul de bombonici, așa? Cu dopamina pe care o primești și când ai realizat visul tău mare, dar și pe parcurs când ai bifat un pas mic. Ai un exemplu foarte interesant care mi-a rămas în minte pentru că mă identific cumva cu el sau cu mine care eram înainte să reîncep să fac sport. Vorbești de o doamnă cu care cred că ai și lucrat, care spunea că se apucă de abdomene, a întrebat-o câte crede că poate să facă și a zis 50 și în realitate nu putea să facă mai mult de 2. Da, adică... a fost super haios, asta a fost la un atelier din Cluj, îmi și amintesc, era la Centrul Național de Voluntariat Cluj-Napoca și aveau pe jos o muchetă frumoasă albastră și când am întrebat-o pe doamna, care fusese sportiv de așa, de semi-performanță și am zis care-i pasul cel mai mic, că vrea să revină în formă și să se reapuce și să facă și așa în față. Și mi-a zis 20, nu 50. Deci mă duc astăzi seara acasă și fac 20 de abdomene. Și am zis,
Măi, eu sunt destul de în formă, dar 20 de abdomene, 20 de abdomene dacă le faci corect. Și am zis, uite, Anca, ce-ar fi să te așezi aici, uite, pe mocheta asta frumoasă, albastră, era curată. Așa? Și să faci tu, zic, nu 20, hai să faci 10, să ne demonstrezi, să faci pasul cel mai mic aici, de față cu noi. S-a uitat așa puțin la mine și a zis, bine, hai, accept provocarea. S-a așezat și a făcut 5 cu Q, cu vai, a fost șocată, am văzut așa pe fața ei foarte multă tristețe și poate un început de lacrimă așa într-un colț al ochiului. S-a ridicat de acolo și a zis, am înțeles. În seara asta o să fac 2 abdomene. Și poate mâine o să fac 3 și poimine încă 3 și poimine poate 4 și așa mai departe. Dar cred că ăsta este și punctul în care, dacă nu e cineva lângă noi care să ne susțină și să ne ajute să ajustăm, e punctul în care renunțăm. Și uite, am să-ți dau un exemplu din lumea cealaltă, din lumea de antreprenoriat, cu oameni care se gândesc săptămâni, poate luni în șir la un plan, la ce vor să facă. Și primul lucru care se întâmplă când ajung cu el în lume este ca oamenii să-i refuze. Și după un refuz sau două refuzuri, renunță. Așa este. Pentru că ideea asta a pașilor mărunți e foarte, nu ne vine la îndemână deloc. Absolut deloc nu ne vine la îndemână. Da. Așa este. Și Și mă uit și la mine însă. Inițial nu mi-a venit deloc la îndemână. Vreau totul dintr-o dată pentru programul acesta. Și iată-mă aici, 6 ani mai târziu, convinsă de strategia pașilor mici și făcând totul cu pași mici. Și apropo de motivație, că ai zis că vrei să ne întoarcem un pic și acolo, de fapt, formula chimică a motivației este această dopamină, care se eliberează în momentul în care tu ai realizat ceva. Și dacă îți dai voie să funcționezi cu pașii mici, tu îți cultivi motivația în fiecare zi versus să ai motivație o dată pe an când ai realizat nu știu ce obiectiv important sau o dată la 6 luni când ai realizat un obiectiv important, dar ce să vezi, nici măcar pe acela nu îl sărbătorești și nu te oprești un pic să zici, yes, am reușit, hai să fac, să mă recompensez cu ceva. Și atunci motivația este foarte, foarte greu de menținut. Dar, nevoie să mă refer la ceea ce ai zis tu în legătură cu faptul că mergem în lume cu visurile noastre și oamenii ne descurajează. În metoda copil, noi avem litera I, care, te rog. Nu mă un pic, că aș vrea ceva să te mai întreb la partea asta cu pașii mărunți, și anume ideea asta, realitatea despre cum reacționează creierul nostru la nou. Și asta o știu din propria mea experiență, că oricât de bine ar arăta în capul meu un vis sau o aspirație sau o dorință sau un proiect nou, tentația mea este să fug de necunoscut și să mă refugiez în ce știu. Asta înseamnă că fie îl fac mai mic, fie renunț la el, fie caut să mai stau în cercetare ca să... Și este ceva în cartea ta care vorbește de felul în care creierul nostru funcționează mai bine la pașii mărunți. Aș vrea să Așa zici este. câteva cuvinte înainte de litera I. Așa este, pentru că în fața unui vis, a unui obiectiv important, creierul nostru are tendința de a se speria, pentru că lui nu-i plac schimbările majore, revoluționare. Pentru el lucrurile trebuie să fie predictibile. Rolul principal al creierului nostru a fost să ne asigure supraviețuirea, nu fericirea. Supraviețuirea. Și atunci, creierul nostru a fost foarte atent la orice pericol putea să apară în mediul nostru. Și schimbările erau cel mai adesea asociate cu pericole. Acum, schimbările pe care vrei să ți le introduci tu în sistemul tău cu ajutorul visului, pentru creierul tău, sunt la fel ca în vechime asociate cu pericolul. Ai grijă, este riscant să mergi pe calea asta, cine știe ce o să pățești.
Și atunci se activează centrii fricii. Mai de mult se spunea că se activează corpul amigdalian și toată lumea era convins că amigdala era centrul fricii și așa mai departe. Deci se activează centrul fricii, aoleu, îngheți, te apucă anxietatea, îți este frică. Dar în momentul în care iei lucrurile cu pașii mărunți, este ca și cum mai face puș, 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 așa, pe lângă centrii aceștia ai fricii, îi lași acolo să doarmă în pace, îi iei pe așa prin învăluire, nu îți trezești toate fricile, toate anxietățile și îți dai posibilitatea să faci ceea ce dorești să faci. De, ok, litera I. Litera I. Am venit și la ea. Litera I vine de la inimă bună, am zis eu. Prietenii visului tău. Cine are inimă bună pentru visul tău? Care sunt prietenii visului tău? Care sunt acei oameni care o să fie foarte încântați să te ajute, care o să vrea să te ajute? De fapt, asta este partea de schimbare sistemică, dacă vrei. Niciun vis niciodată nu s-a realizat în izolare. Probabil că izolarea poate să fie declarată ca fiind dușmanul numărul unu al visurilor. Pentru că toate visurile au nevoie de sprijin, de un sistem de sprijin, de parteneri ca să se poată realiza. Dar noi facem o greșeală foarte mare. Și anume că noi confundăm prietenii noștri cu prietenii visurilor noastre. În sensul în care nu întotdeauna prietenii noștri pot să fie prietenii visurilor noastre. Nu întotdeauna soțul, soția, mama, tata, mai știu eu ce alte persoane din sistemul nostru, pot să funcționeze ca prietenii visului nostru. E o carte, apropo de startup-uri din nou, e o carte foarte interesantă care se numește The Mom Test. Și care îți explică în detaliu pe cine să întreb și cum să-ți cauți suporteri și de ce nu-i bine să-ți întreb mama. Pentru că mama tinde întotdeauna să-ți dea răspunsuri care să nu te supere și să e mult mai apreciativă și te privește complet neobiectiv. Dar în același timp vrea să te protejeze și atunci uneori te descurajează. Și cred că asta e valabil și cu prietenii. Prietenii nu vor ca noi să ieșim din... Exact. Din spațiul acela safe în care suntem împreună. Exact, pentru că dacă tu ieși din spațiul acela safe, poate că și ei vor fi obligați să se conecteze cu ideea că trebuie să facă și ei ceva cu viețile de lor, de care nu sunt nemulțumiți, dar se plâng tot timpul. Și dacă tu faci ceva, atunci trebuie să facă și ei ceva și ei sunt complet în afara zonei de confort și nu vor să facă lucrul acesta. Știi, în practica mea, eu m-am întâlnit cel mai adesea spre deosebire de mom test, care sunt prea încurajatoare și nu vor să te supere așa mai departe, m-am întâlnit mai degrabă cu situația în care familia este prima care respinge visurile cuiva. De ce se întâmplă asta? Pentru că, mai ales în cazul părinților, părinții, mai ales dacă e vorba despre o persoană mai tânără, părinții au ideile lor foarte clare cu privire la ce ar dori să facă copiilor deveniți adulți. Pentru că ei cred că, uite, de exemplu, am întâlnit foarte multe situații părinți care cred că, domnule, contabilitatea, să fii arhitect, să fii inginer, astea sunt meserii serioase, nu? Nu să te faci tu gamer, ce e aia? Sau vlogger, sau influencer, ce meserii sunt astea? Deci părinții au niște idei care au fost formate când? Acum 50-60 de ani, despre ce înseamnă succesul în viață, ce înseamnă să ai niște realizări care nu mai sunt actuale și care nu mai sunt conectate cu, care nu sunt conectate cu personalitatea copiilor deveniți adulți. Și atunci care sunt, vorbești despre 5 roluri, dacă vrei, 5, o echipă de 5 de care ai nevoie în jurul tău. Cine sunt acești 5? Acești 5 pot să fie, de exemplu, un mentor, cineva care a făcut ceva foarte asemănător cu ce vrei tu să faci. Întotdeauna, suntem 8 miliarde de oameni pe planeta asta, întotdeauna va exista cineva care a făcut ceva asemănător și pe care poți să-l urmărești, cu care poți să intri în contact și căruia poți să-i ceri sfaturi. Și acum au apărut foarte multe programe din acestea de mentorat contra cost.
în care tu poți să plătești pe cineva care să te mentoreze, să ajungi acolo unde a ajuns deja acolo el și, sau ea, și tu poți să calci pe urmele acestei persoane. Nu toate programele sau nu toate contextele de mentorat sunt contracost. Sunt mulți oameni care vor să facă mentorat ca să dea înapoi societății și că sunt generoși și așa mai departe. Poate ai nevoie de un coach, să lucrezi cu un coach, acea persoană care este specializată în a-ți adresa întrebările cele mai relevante și de a te susține sau de a te provoca pe drumul realizării visului tău. Ai nevoie de un suporter, cineva care este foarte prietenos, pozitiv. Pozitiv, exact. Și aici este o artă și eu încurajez oamenii care, cu care lucrez. Mai nu cereți de la cele mai negativiste persoane din jurul vostru. Nu te duce spre ăia care ciufuți, care tot timpul au ceva de comentat negativ. Du-te spre și testează ideea visului tău cu persoane care sunt deschise la nou, care caută și altceva în viață. Și dacă n-ai pe nimeni în jurul tău care face chestia asta, hai în comunitatea de Dream Management. Că noi toți aici suntem foarte deschiși și ne-am format, ne-am trainuit mintea să fim deschiși. Da, da. Deci avem nevoie de suporteri fără îndoială. Avem nevoie de un conector, i-am zis eu, cel care are acces la resurse în societate și care poate să te conecteze cu oameni interesanți, cu resurse potrivite pentru tine și așa mai departe. Și care era al cincilea, influencerul, cred, da, ceva da, da, da. Da, pe zona asta. Dar acum, eu am scris cartea asta acum 4 ani și între timp am mai evoluat gândirea. Acum, după ce am lucrat foarte mult cu litera L, care vine de la liniște. Liniștea emoțională pe care o cultivi în viața ta ca să poți să te ocupi de ceea ce trebuie să te ocupi. Litera lui este foarte importantă. Înainte de a ajunge la litera lui, eu am o întrebare apropo de echipa de vis pentru un vis. Știu foarte bine din experiența proprie cât de important este să ții negativismul și cinismul departe de tine. Dar știu în același timp cât de important este să existe un avocat al diavolului. Știi că cum ar fi că orice rege are nevoie de un nebun, că e singurul care îi poate spune fără să-și piardă capul, băi, asta e o prostie? Cred că eu știu din experiența mea cât de important este să fie cineva care te ține conectat la realitate cu picioarele pe pământ, contrazice. Ce știi despre asta? Că într-adevăr este foarte important și asta facem cu contrastul mental, cu C și O împreună, cam asta facem. Analizăm obstacolele, noi ne uităm la partea asta foarte bine. Dar metoda noastră se numește copil, ea nu se numește ocpil. Adică mai înainte clarificăm și ne entuziasmăm de frumusețea visului nostru și îl lași să se construiască în mintea ta, în toată splendoarea lui, în cea mai frumoasă versiune pe care tu ți-o poți imagina cu mintea ta și cu mintea celor din jurul tău, care o să adaugi și ei elemente la visul tău și lași să te cuprindă entuziasmul și emoția și după aceea începi să te gândești, ok, deci asta e cea mai faină chestie. Dacă eu realizez lucrul ăsta în viața asta, eu o să simt, dar să știu vieții mele, că am meritat să fac umbră pământului și că nu o să-mi pară rău că nu am trăit. Da? După care zici, ok, asta este, bun, acum hai să facem contractul mental. Hai, într-adevăr, să le luăm pe fiecare în parte și să vedem care sunt obstacolele. Problema dacă faci ocpil și pui obstacolele înainte, așa cum de multe ori avem tendința, este că ne omorâm visul din fașă și nu mai facem adevărat. Nimic. Da. Eu mă gândeam și la parcurs, știi? La drum. Nu neapărat la început, cât pe drum. E important să fie cineva care să-ți spună așa un fel, nu știu, un Socrate, ok, dacă ideea de avocat al diavolului nu e deloc inspirațională și nu e, cineva care să-ți spună întrebările care să te țină conectat la realitate. Așa este. Care să... În litera și la realitatea I, ta. În litera I, noi vorbim foarte mult despre partenerul de responsabilitate. Adică I-ul vine de la...
A, de la inimă. De la inimă bună, da. Prietenii visului. Iar unul dintre prietenii visului este tocmai acest partener de responsabilitate care are inclusiv acest rol pe care îl zici tu. Și vorbim mai devreme despre a vorbi sau nu, despre faptul că izolarea este cea care omoară visurile. Ceea ce aspirațiile și visurile și proiectele și dorințele noastre. Însă știu că există cercetare care spune că că e un echilibru între a vorbi și a păstra tăcerea, dacă vrei, pentru că vorbitul despre e contraproductiv. Productiv. Deci, așa este. Da. În mod paradoxal, în momentul în care vorbești despre un obiectiv, creierul tău percepe ca și când a fost realizat acel lucru. Mm. Așa încât, în acest moment, pentru că tu ai primit deja un fel de validare, un fel de... ai aruncat visul tău în lume și creierul tău percepe asta ca fiind, ok, am bifat, am făcut chestia asta. Deci, wow. Taie din energie, îți scade energia. Uh-huh. Plus că există și șansa să te întâlnești cu astfel de oameni care o să te descurajeze. Deci există un fel anume în care e, adică una, da. Trebuie să vorbești, dar e strategică povestea. E deci strategic. Să vorbești cu oameni care pot fi parte din, cum spui tu, din prietenii a ceea ce vrei să faci. Exact. Deci e strategic, e foarte important. Sunt foarte importante două lucruri. Să-ți alegi bine oamenii cu care vorbești, deci nu cu cei mai negativi din jurul tău, ci îi cunoști. Și al doilea lucru, care este foarte important, este să îți asumi în continuare responsabilitatea pentru visul tău. Deci în momentul în care ai vorbit, nu pasezi responsabilitatea în afară spre cel care a ascultat și aștepți să ce pare mălăiață, ci rămâi în continuare, tu ești în continuare șeful visului tău. Și noi vorbim foarte mult despre abilitatea de a cere ajutor și exersăm această abilitate de a cere ajutor, pentru că altfel litera I nu are o bază. Deci sunt oameni pe care poți să-i aduci în jurul visului tău, dar trebuie să le ceri, tu trebuie să mergi spre ei să le ceri ajutor, susținere, încurajare, poate chiar susținere financiară de un fel sau altul. Și noi în societatea noastră, din păcate, avem această cultură a mă descurc eu singur. Mm-hmm. Să nu cer de la nimeni nimic. Era și bancul ăla faimos cu ardelenii, cu trenul, care a întârziat trenul și unul dintre ardeleni a zis: "No, mă, Ioane, ai văzut ce important e să ai lucrul tău? Să nu cer de la nimeni nimic." în zona asta de arta de a cere, dacă ar fi să dai, nu știu, unu, două principii sau sfaturi, ce ai spune? Despre spune că cum fim mai buni când cerem sau cum să obținem ceea ce cerem sau orice. Aș spune că în momentul în care ceri, este foarte important să ceri precis. Să știi ce ceri. Mm-hmm. Să nu te duci cu chestii vagi. Și să nu te aștepți ca omul spre care te duci să-ți citească gândul cu privire la ce ai vrea tu să obții. Hmm. Și apoi, după ce ai cerut lucrul respectiv, să-ți asumi în continuare responsabilitatea, să nu te aștepți ca omul ăla să rezolve lucrurile pentru tine. Să rămâi tu în continuare cu visul tău. Deci să ai curaj să ceri. Apoi, cred că foarte important este să ne exersăm abilitatea de a-l primi pe nu. Da. Că nu toată lumea o să poată sau o să fie disponibilă, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunți la cere. Trebuie pur și simplu să găsești acei oameni care o să fie foarte bucuroși să-ți ofere ceea ce ai tu nevoie în momentul respectiv. Iar pe tema asta, aș vrea să sugerez două cărți. Prima este o carte scrisă de o cântăreață, Amanda Palmer, da. Care se numește Arta de a cere. Noi o studiem la școala de Dream Management, pur și simplu. E minunată, da. E minunată. Și cealaltă este Edgar Schein, o carte micuță care se citește foarte ușor, care se numește chiar așa, Helping, ajutorul.
limba engleză și care exprimă, pune o bază științifică de cercetare a acestui proces despre cum ajutăm, care sunt temerile noastre în momentul în care vrem să cerem ajutorul, cum ne eliberăm de ele. Foarte interesant. Ok, litera L. Litera L. L vine de la liniște, cum ziceam. Liniștea interioară pe care tu o cultivi, pe care tu o creezi, ca să poți să te ocupi de ceea ce dorești. Pentru că visurile noastre nu iubesc deloc dramele. Deloc, deloc. Cu cât mai multe drame nerezolvate ai în viața ta, cu atât mai multă energie consumi în dramele respective și cu atât mai puțină energie îți rămâne ca să te ocupi și să vizualizezi și să faci ceea ce îți dorești cu adevărat. Și de aceea spuneam mai înainte că în echipa celor cinci, în ultima vreme, mai ales după ce mi-am realizat visul de a deveni psihoterapeut, recomand pentru anumite persoane care simt nevoia și colaborarea cu un terapeut ca să îi ajute să își creeze liniștea interioară de care au nevoie. Pentru că, de multe ori, aici partea de lui este inspirată din conceptul de psihologie pozitivă, care a devenit foarte cunoscut și la noi, prin cursurile și prin cartea lui Shamin Chirza, de inteligență pozitivă. Mintea noastră este locul în care, practic, se întâmplă totul și el vorbește despre 10 sabotori sau pattern-uri de gândire, tipare mentale de gândire, pe care noi le învățăm ca mecanisme de apărare în copilăria noastră și pe care ulterior le folosim, dar într-un fel care nu ne mai ajută și care nu mai este, nu neapărat mai este prietenos și de folos într-o realizare a visurilor noastre. Și uneori poți, doar aflând despre aceste pattern-uri, tipare mentale pe care le ai, să le mai netezești, să lucrezi cu ele și să îți crești nivelul de inteligență pozitivă. Dar uneori nu, pentru că poate că ai avut o copilărie mai dificilă, poate că mai ai niște traume care nu te lasă să fii exact persoana care ai vrea să fii. Și atunci calea cea mai scurtă, din punctul meu de vedere, este să colaborezi cu cineva care este specializat, cu un terapeut care poate să te ajute în direcția asta. Litera L mai înseamnă în contextul nostru și liniște financiară. Asta adică, e un punct important, cred că e un obstacol foarte mare. Așa este. Și de aceea, în ultima vreme, m-am concentrat să creez și cursuri despre... am un curs pe care l-am denumit Visuri și bani. Nu m-am ferit să vorbesc despre lucrul acesta, pentru că, din păcate, am observat că foarte mulți oameni consideră că, într-adevăr, banii sunt un obstacol, dar eu cred că mai mult decât banii este relația pe care noi o avem cu banii. Și acum există un domeniu nou, relativ nou, al terapiei financiare. Terapia relațiilor pe care noi le avem cu banii. Asta probabil că este o temă întreagă de discutat într-un episod. De aceea m-am și oprit. E un lucru care mi se pare important aici și pe care eu l-am auzit de foarte, foarte multe ori și la care m-am gândit mult. Și e ideea de noroc. Ideea de noroc și felul în care îi atribuim poate prea multe merite și credem că n-are nicio legătură cu noi. Adică există sau nu există, vine sau nu vine, n-am ce să fac, unii oameni sunt norocoși, asta e, și-au realizat visurile, au devenit cine vreau să devină. Aș vrea să spui câteva cuvinte despre un cercetător pe care cred că amândouă îl prețuim, îl cheamă Richard Wiseman sau Wiseman, depinde cum pronunți. Eu zic Wiseman. Wiseman, care are niște cercetări fantastice despre noroc și aș vrea să spui câteva cuvinte despre ce fac oamenii norocoși. Da, este fascinant acest cercetător și neconvențional, pentru că el, înainte să fie cercetător, a fost iluzionist.
Da. Și ai zice ce legătură are. Și am reflectat într-adevăr foarte mult și eu la legătura aceasta dintre noroc și visuri. Oare numai oamenii norocoși își realizează visurile? Ce se întâmplă pe palierul respectiv? M-a fascinat o cercetare a lui, pe care o citesc și în carte, în care i-a invitat în laboratorul său pe niște oameni. Unii dintre acești oameni se considerau norocoși și alții complet ghinioniști. Și le-a dat tuturor să citească un ziar. Același ziar. Toată lumea să citească ziarul și să numere pozele din ziarul respectiv. Asta era sarcina lor. După ce răsfeau oamenii ziarul, zicea, na, ziarul ăsta sunt 27 de poze. Ok. Una dintre poze era de fapt un mesaj. Dacă citești acest mesaj, oprește-te și poți să câștigi 50 de dolari. Sau whatever dolari. 50, hai zicem, 50 de dolari. Foarte interesant a fost că oamenii care se considerau norocoși vedeau mesajul cu 50 de dolari în mult mai mare măsură decât oamenii care se considerau ghinioniști. Gândește-te la chestia asta. E absolut fascinant. Prin urmare, ce putem să conchidem aici? Că, de fapt, poate că conceptul nostru despre noroc este legat de felul în care ne orientăm spre oportunități. E o chestie de atenție. Și de atenție, dar și eu acum m-aș gândi și de atenție conștientă și inconștientă. Inconștient, eu m-am definit, mi-am pus mie eticheta că sunt un om ghinionist, căruia nu îi se întâmplă niciodată nimic bun. Și atunci, mintea mea inconștientă nu se conectează cu oportunitățile existente care sunt acolo pentru toată lumea. Dar eu, pentru că mi-am zis că sunt ghinionist, îmi filtrez realitatea într-un anumit fel în care, că eu nu pot să cred că oamenii care sunt ghinioniști sunt mai puțin atenți. Mi este mai ușor Nu, să numai cred. puțin atenți, nu mai puțin atenți, ci atenția, dacă te gândești la Da. atenție ca la lumină de lanternă, Exact. este unde îndrepți acest fascicul sau cât de larg e fascicul. Da. Exact. Prin urmare, eu am început să mă gândesc că, de fapt, eticheta asta, sunt norocos, sunt ghinionist, este felul în care tu te orientezi spre resurse și felul în care tu ești atent la resursele din jurul tău și în felul în care te-ai format, poate încă de mic, să exploatezi aceste resurse, să le aduci spre tine, să le conectezi. Un alt lucru care mi se pare foarte important aici, că întrebarea este, ok, dar de ce să ne, adică care-i sensul în a ne urma visurile, în a avea visuri, în a merge pe calea a ceea ce ne dorim. Și există cercetare foarte riguroasă și științific, cum să-i spun, Validată. validată, exact, despre relația între sănătate și scopuri, între fericire și scopuri. Ce spune toată această cercetare? Așa este. Prima oară când m-am conectat cu această idee a fost când am început să studiez psihologia fericirii prin intermediul Soniei Lyubomirsky, care este una dintre autoarele mele preferate. Ea a studiat în condiții de laborator care sunt acele activități care ne generează un grad mai mare de fericire. Și una dintre activitățile acestea este a fi conectat cu obiectivele tale, a avea scopuri și a fi conectat cu ele. Deci este o sursă a fericirii. Acum, spre fericire, sunt mai multe căi. Poți să atingi fericirea, să-ți construiești o viață fericită în mai multe feluri. Dar una dintre ele este acela în care ești conectat cu scopurile tale. Apoi, există alte cercetări care arată că atunci când ești conectat cu scopurile tale, când ai un vis, ți se îmbunătățesc foarte multe dintre funcțiile mentale, emoționale, îți crește nivelul de creativitate, de exemplu, imaginația, atenția, orientarea spre resurse, riscul de depresie, de exemplu, sau alte tulburări din acestea este mai mic. Ești mai focusat spre
ceea ce este pozitiv în viață mai degrabă decât spre ceea ce este negativ în viață. Și, într-un fel, conexiunea aceasta dintre scopuri și dimensiunile psihologice, sănătatea mentală, nu mi s-a părut extrem de surprinzătoare. Mi s-a părut cumva firească, nu m-a surprins foarte tare. Mult mai tare m-a surprins când am citit despre cercetările care pun scopul în legătură cu sănătatea fizică, sănătatea organismului nostru. Și cu longevitatea. Și cu longevitatea. Există studii care arată că, de fapt, oamenii care sunt conectați cu scopurile lor trăiesc în medie cu 7 ani mai mult decât ceilalți. Uh-huh. Uh-huh. Există studii care arată că ne creștem imunitatea prin intermediul conexiunilor noastre cu scopurile. Cred că cel mai tare m-a fascinat un studiu despre telomeri. Telomerii sunt acele căpăcele de la capătul cromozomilor, care țin împreună și care, de fapt, sunt extraordinar de importanți pentru toată sănătatea, pentru tot sistemul nostru de sănătate. Și s-a demonstrat că, asta a fost un studiu pe mame, că mamele care erau conectate cu scopurile lor aveau telomeri mai viguroși, mai sănătoși. Uhum. Un alt studiu care mi s-a părut fascinant a fost legat de numărul de zile de spitalizare ale unor oameni care, iată, au fost bolnavi, au avut de-a dreptul nevoie să se ducă la spital, și numărul de zile de spitalizare este, dacă mi-am tăiat bine cifra, cu 17% mai mic necesar oamenilor care sunt conectați cu un scop al lor față de oamenii care nu au un scop, care nu au practic pentru ce să trăiască după ce ies din spital. Dar pentru mine, din perspectiva istoriei mele personale de viață, cel mai fascinant a fost când am citit despre faptul că conexiunea cu un scop crește numărul de celule nativ ucigașe, cele care se luptă cu cancerul. Eu am auzit pentru prima oară, în anul 2000, de la un medic, faptul că tatăl meu mai avea de trăit 6 luni. Tatăl meu, după acel moment, a trăit încă 18 ani. Este o istorie lungă în legătură cu asta, dar una dintre explicațiile pe care eu mi le dau este că tatăl meu a devenit foarte pasionat de apicultură. El avea un scop. E foarte important în viața lui să aibă grijă de stupina lui, să aibă cea mai frumoasă stupină din sat. Și conectarea cu acest scop, cred că pur și simplu i-a adăugat ani în viața lui personală. Da, foarte pe scurt am să spun, eu am o experiență inversă, dacă vrei, cu tatăl meu, care și-a iubit meseria dincolo de orice, poate chiar mai mult decât, nu că a iubit-o mai mult, dar i-a dat mai multă atenție decât a dat familiei, și pe care l-am văzut stingându-se pur și simplu într-o perioadă lungă și de suferință, în momentul în care a pierdut conexiunea cu meseria lui. Și da, adică înțeleg ce spui doar pentru că am trăit experiența inversă. Pentru că ai vorbit de a avea un scop, mă întorc la cumva începutul discuției noastre, la ceea ce s-a întâmplat cu acea companie zugrăvită în The Dream Manager, când oamenii au început să se conecteze la visurile lor. Și aș vrea să te întreb dacă există, nu știu, una, două, trei idei despre care ai vrea să vorbim apropo de organizații și angajați. Despre cum poți să creezi un mediu în care tot ceea ce vorbim noi să fie posibil. Mm-hmm. Sau da, dacă are vreun sens ca organizațiile să gândească la asta vreodată. Ei, acum, evident că eu o să zic că da. Ce te aștepți? Normal. Evident da. Că eu o să zic că da și sunt chiar convinsă de lucrul acesta. Uh-huh. Eu văd așa, că noi funcționăm încă pe bazele management by objectives, managementul prin obiective, care ne-a fost transmis de tata Drucker în anii 50, 60, 70, de la el citire, am construit această cultură organizațională bazată pe obiective, key performance indicators și toată terminologia aceasta foarte scufoasă. Eu zic așa, managementul prin obiective este foarte, foarte bun pentru că pune
ordine într-o organizație care poate să fie foarte complexă. Dar ce se întâmplă? Obiectivul suprem al organizației este, de fapt, visul fondatorului său, visul antreprenorului. Ca să realizeze visul său, antreprenorul, ce face? Angajează niște oameni care să-l ajute să își realizeze visul. Dar oamenii aceia, în schimbul timpului și a energiei pe care o primesc, o dau, pardon, nu întotdeauna aderă parțial la visul antreprenorului, dar nu uită niciodată de propriile visuri. Da. Și în timp ce antreprenorul are toată satisfacția cu privire la faptul că toată lumea lucrează la visul său, oamenii au în continuare visuri de care trebuie să aibă grijă și de care vor să aibă grijă, pentru că reprezintă motivația lor pentru a fi în lumea asta. Și atunci, ca să echilibrăm puțin lucrul acesta, eu cred că ar fi foarte înțelept să trecem de la management by objectives, management prin obiective, la management by dreams. Pentru că visul antreprenorului este deja acolo și ar trebui să aducem în ecuație și visurile angajaților săi. Și nu ar fi deloc foarte dificil să facem lucrul acesta. Cred că sunt deja foarte multe companii care în procesul lor de monitorizare a performanțelor, în acel performance agreement sau performance review system, fiecare ce are în compania sa, îi întreabă pe oameni despre obiectivele lor personale. Da. Dar, din păcate, este un proces care se oprește doar la nivelul declarativ. Îi întrebi pe oamenii, ok, care sunt obiectivele tale personale, dar după aia tu ca organizație nu mai faci nimic și de fapt multe ori oamenii își realizează visurile în pofida organizației tale, mai degrabă decât cu ajutorul organizației tale. Eu am fost foarte impresionată când i-am luat un interviu unui antreprenor din Statele Unite care are un call center în Mexic în care angajează vreo 700 de persoane. Pe el îl cheamă Craig Handling și chiar mi-a povestit despre sistemul de dream management, managementul visurilor pe care l-a creat în organizația sa. Și mi-a povestit că în momentul în care se angajează oameni noi în compania sa, în procesul de onboarding au un atelier de dream management prin care toată lumea își identifică categorii din 6 domenii ale vieții, visuri din 6 domenii ale vieții. Adică, ce visuri ai tu pe domeniul sănătate, pe domeniul relațiilor, pe domeniul mai știu eu ce. După care există diferite seminarii, întâlniri, conferințe și așa mai departe, grupuri de suport între angajați, care unele funcționează singure, altele funcționează cu facilitarea dream managerului din compania respectivă, astfel încât oamenii să se ajute unii pe alții și să aibă posibilitatea să lucreze la visurile lor în timp ce lucrează în compania respectivă. Desigur, Craig Handley a angajat și dream manager, care îi ajută și individual pe oameni să facă asta. Ba mai mult, a creat un fel de fond pentru visurile angajaților, din care susține realizarea unora dintre aceste visuri. Un sistem complex prin care eu cred că s-a trecut de la management by objectives la management by dreams. Într-adevăr, este foarte nouă și am avut manager din România cu care am vorbit despre asta și prima lor reacție a fost da, dacă îi ajutăm pe oamenii noștri să-și realizeze visurile, o să plece din compania noastră. Da, da. Și asta este temerea cea mai mare. Iar eu ce răspund aici este o să plece oricum. Exact. La un moment dat e să plece oricum. Dar este foarte important ce se întâmplă din momentul în care oamenii au început să se gândească că își doresc să plece și momentul efectiv al plecării. De multe ori, între cele două momente, pot să treacă ani de zile. Și dacă tu, ca angajator, ești la curent cu visurile angajaților tăi și îi ajuți, chiar îi susții în direcția asta, atunci tu ai un capital de motivație și de energie al acelui angajat, care este mult superior decât dacă îl ignori. Un al doilea lucru foarte important este cum pleacă omul
de la tine. Pleacă blestemându-te că și-a mâncat ani din viață datorită companiei tale sau pleacă cu conștiința faptului că acolo a fost un loc în care el a învățat cum să își realizeze visurile și chiar a fost ajutat în sensul ăsta. Eu da, cred că sunt foarte norocoasă în sensul ăsta pentru că sunt produsul, de fapt, a acestui mod de gândire. Eu n-am ascuns niciodată angajatorilor mei că am acest vis. Și ce să vezi, ei s-au transformat în suporterii mei și în momentul în care au înțeles că am nevoie mai mult de mai mult timp pentru a-mi realiza visul, mi-au oferit timp și m-au primit să lucrez în loc de 6 ore, să lucrez cu 4 ore. Și apoi cu cu 2 ore și acum avem discuții deschise cu angajator, cu managera mea, în care spunem, îmi imaginez că peste un an nu o să mai fie aici, hai să ne gândim cum se întâmplă această tranziție și cum construiești pentru cine vine după tine. Două lucruri scurte vreau să te mai întreb. Prima, spune-mi despre un obicei sau un principiu sau ceva ce tu folosești în fiecare zi din tot ceea ce ai învățat. Pașii mici. A trebuit să învăț. Ai scris cartea în 15 minute pe zi, nu? Da. Ok. Așa este. Și al doilea lucru, dincolo de cărțile pe care le-am discutat și de cartea ta, care se numește Dream Management și este editura Cartex, spune-mi dacă ai o carte sau două care, nu știu, fie sunt la care te întorci, care fie sunt favoritele tale, care ți-au fost de mare ajutor. Acum eu sunt într-un moment în care îmi văd visul cu ochii. Am devenit psihoterapeut, am început activitatea în zona asta și citesc foarte mult psihoterapie și o să recomand cred că mai degrabă doi autori. Autorii mei preferați în momentul acesta pe zona asta sunt Ervin Yalom, da, care scrie așa de frumos despre ce s-a întâmplat în cabinetul lui de psihoterapie și are niște romane bazate pe experiența lui de psihoterapeut care sunt absolut fascinante, foarte, foarte frumoase. Vreunul anume sau oricare? Orice, nu pot să aleg, îmi pare rău, Andreea. Ok. Orice, dar cred că aș recomanda de la următorul autor. Următorul autor este Jeffrey Kotler, care de asemenea a scris, este și el un psihoterapeut cu foarte mulți ani de experiență și care a scris foarte frumoase cărți în care povestește despre cabinetul lui de psihoterapie. Și Jeffrey Kotler a avut curajul să scrie despre tot felul de teme foarte controversate în psihoterapie. De exemplu, a scris o carte despre bad therapy. Terapie proastă, în care a intervievat psihoterapeuți de seamă, care au adus contribuții importante, despre cele mai proaste instanțe ale lor ca psihoterapeuți când au făcut cele mai nașpa greșeli. Și mi s-a părut de un curaj extraordinar. Recomand de asemenea, a apărut și în România, în limba română, Christy Tate, Group Therapy, grupul, nu știu cum a fost tradus în limba română ca și titlu, grupul meu de terapie. Ok. Sau ceva de genul acesta. Și o carte care mi este foarte dragă, pe care am descoperit-o după ce a murit tatăl meu, The Five Regrets of the Dying, nu știu dacă a fost tradusă în limba română, despre ce regretăm, ce regretă oamenii pe patul de moarte. Și pentru mine este foarte important să mă gândesc mereu ce voi regreta, ce aș putea să regret când voi fi eu în acea instanță în care o să ajungem toți, pentru că această întrebare mă ajută să-mi dau seama care sunt visurile mele cu adevărat, dincolo de ce și-ar dori societatea, prietenii, asociații, cunoscuții de la viața mea. Mirela, îți mulțumesc foarte mult. Cred că o să privesc și eu cu mai mare seriozitate toate ideile care îmi trec prin cap de genul mi-ar plăcea să. Îți mulțumesc și, ce să zic, să fie 2023 anul în care cu toți împlinim măcar unul dintre toate visurile importante. Cu ajutorul metodei copil,
Cred că cred Mulțumesc, că avem un Mirela. instrument în plus. Vă mulțumesc și eu, Andreea. A fost o mare plăcere și bucurie. Vă mulțumesc că ascultați The Vast and the Curious. Dacă v-a plăcut acest episod, sper să-l dați mai departe către trei oameni care s-ar putea bucura de el. Puteți găsi pe andreiaroșca.ro o transcriere a conversației, împreună cu referințe despre oamenii și ideile despre care am vorbit. În final, e bine să știți că o dată la 2 săptămâni trimit un newsletter cu conținut atent selectat din tot ceea ce citesc și aflu despre antreprenoriat, economie, psihologie și mindset. Vă puteți abona tot pe andreiaroșca.ro. Pe data viitoare!